dragostea ta toată mie-mi vei păstra. Mă uitași pe mine, le uitași pe toate, astfel merge lumea, nu e vina ta. I-a fost dat Smarandei Donici, căsătorită cu Aga Petrache Negri, să fie muza poetului Costache Conachi, cam curvariu și muieratic, așa cum se autocaracteriza. Știi când vărsai lacrimi și-n genunchi la mine, îmi ziceai o dragă, după moartea prietenului său, Costache Conachi s-a căsătorit cu Zulnia, muza creației sale literare. Din acest mariaj s-a născut Catinca Conachi, cea care a devenit soția lui Nicolae Vogoridi, mare adversar al lui Alexandru Ioan Cuza, în preajma anului 1859. Ei se datorește în 1857 acea abilă subtilizare a scrisorilor care aveau să-l pună într-o lumină proastă pe Caimacam și avea să ajute foarte mult lupta unioniștilor. Cuza era mare prieten cu Costache Negri, fratele vitreg al Catincăi Vogoridi. Costache Negri și surorile sale pe linie paternă n-au fost deloc de acord cu căsătoria Cocuței, sora lor vitregă, cu Nicolae Vogoridi. Dar așa hotărâse Costache Conachi și n-au avut ce face. De altfel, Conachi se amestecase și în căsătoriile fiicelor sale vitrege. Nefericite în dragoste, acestea au fost nevoite, ca și Cocuța, să divorțeze și ulterior să se recăsătorească. La conacul moșiei sale de la Mânjina, Costache Negri își invita adeseori prietenii de ziua sa. Participau la aceste onomastici și surorile sale Catinca, Elena, Zulnia, Zanfira și chiar Maria, care se călugărise la Vărati. Familia Negri avea înclinații muzicale. Catinca Negri era o bună pianistă, iar Elena Negri avea o voce frumoasă. Costache Negri știa să cânte la vioară. Marea sa dragoste a fost o soprană. În casa Catincăi Negri, căsătorită cu Vasile Rosetti, Elena Negri vârnav și Vasile Alecsandri s-au cunoscut. Aici, la Mânjina, la seratele organizate de Costache Negri, povestea de dragoste dintre Vasile Alecsandri și Elena Negri s-a înfiripat temeinic. Te strângeam în brațe și buzele tale o rouă cerească pe gură-mi lăsa. Iubirea dintre Vasile Alecsandri și Elena Negri a înflorit frumos în primăvara timpurie a anului 1845. Alecsandri a fost oaspetele Elenei la moșia acesteia de la Blânzi. Zilele treceau ca un vis pentru cei doi îndrăgostiți. Alergau călări prin Dumbrăvi și uitau în clipele acelea de restul lumii. Aici, la Blânzi, Elena Negri și Vasile Alecsandri au petrecut clipe minunate. Sunt consemnate de altfel în creația poetică a autorului Doinelor și Lăcrămioarelor. Tatălui Vasile Alecsandri nu era deloc de acord cu această legătură a fiului său. Dragostea pentru o femeie divorțată și mai în vârstă decât Vasile Alecsandri, precum și zvonurile despre șubrezenia sănătății Elenei Negri, bolnavă de tuberculoză, erau motive de neliniște pentru vornicul Alecsandri. Cei doi tineri s-au întâlnit în toamna anului următor la Veneția și au locuit în Palatul Benzon. Totul e frumos, calm și strălucitor în jurul nostru, consemna Vasile Alecsandri. Suntem învăluiți de indescriptibile senzații prilejuite de dulcea legănare a gondolei și de sentimentul singurătății noastre în doi. Încercăm, fără să spunem o vorbă, toată fericirea adevărată pe care o pot cuprinde inimile noastre tinere și înflăcărate. Iubirea noastră înfrumusețează tot ce ne înconjoară și dă bucuriilor proporții sublime. A fost vorba decât de câteva săptămâni, dar niște săptămâni de încântare, care au rămas amândouă ca un lucru cu totul deosebit. Boala Elenei Negri progresa rapid și în căutarea unor remedii cei doi încep o lungă călătorie prin Europa, la capătul căreia însă aștepta necruțătoare moartea. Alecsandri trăiește sentimente de adâncă revoltă și îi se clatină credința în Dumnezeu. Mai obișnuit cu asprimile vieții, Costache Negri suportă cu mult stoicism pierderea surorii dragi, nu se lasă pradă deznădejdii și își invită prietenii de ideal la Mânjina. Întâlnirile de la Mânjina ale tinerilor munteni și moldoveni care făcuseră studii la Paris au însemnat foarte mult pentru istoria noastră. În fapt, ele au conceput proiectul înfăptuirii României moderne. La Mânjina, tinerii moldoveni și munteni au avut ocazia de a se cunoaște, stima, iubi și aspera în idealuri comune exprimate cu fervoare în Primăvara Popoarelor de la 1848. La București, în toiul evenimentelor, se întâlneau pictorul Constantin Rosenthal, Ana Ipătescu, C.A. Rosetti și soția sa, Maria. Era englezoaică. Ea venise ca guvernantă în casa Odobescu și pe urmă s-a căsătorit cu C.A. Rosetti. Trebuie să intrăm puțin în atmosfera epocii și să vă spun că oamenii aceștia care sunt de factură maținiană, sunt ceea ce se cheamă stânga europeană a secolului XIX, sunt oameni care au o rezervă față de marea boierime. Se află de altfel în fruntea revoluționarilor și chiar viața lor este dusă, se adresează unii altora adesea cu tovarășe, ceea ce pare absolut straniu. Maria Rosetti, dincolo de această înclinare spre stânga, rămâne un simbol al Revoluției. A și fost de altfel nemurită în faimosul tablou Este România revoluționară. Se spune că acțiunea revoluționară a Anei Ipătescu din iunie 1848, mediatizată intens în presa europeană, a fost determinată de dragostea ei pentru Nicolae Golescu, membru al guvernului provizoriu din Muntenia. Ana Ipătescu, în fond, a fost o femeie modestă. A avut o căsătorie nefericită, după aia s-a despărțit și s-a măritat cu Nicolae Ipătescu, un slujbaș, puțin intelectual, aparținând acestei burghezii informare pre-pașoptiste. Și totodată, sigur că a fost și Ipătescu și ea au fost legați de frăția, de cei care pregăteau în fond Revoluția. După înfrângerea Revoluției din țara românească, conducătorii acesteia au fost arestați. Printr-un sărut, așa i-a transmis soția sa, lui C.A. Rosetti, biletul în care era scris locul unde urma să evadeze de sub escortă împreună cu ceilalți prinși. Maria și C.A. Rosetti au trăit mulți ani în exil. În muzeul de la Mânjina, C.A. Rosetti, revoluționar muntean, și Costache Negri, revoluționar moldovean, stau împreună. În viață lucrurile n-au fost chiar atât de plăcute între cei doi. Mai ales după ce știm, C.A. Rosetti a militat pentru detronarea lui Alexandru Ioan Cuza, prietenul lui Vasile Alecsandri și a lui Costache Negri. Unirea Moldovei cu țara românească a fost principalul obiectiv din programul revoluționar pașoptist, concretizat prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn în 5 și 24 ianuarie 1859. Dacă în ceea ce privește acest act istoric a existat o unitate de vederi între foștii revoluționari de la 1848, Ulterior, în privința politicii de urmat în consolidarea și modernizarea noului stat, aceștia s-au despărțit și au ajuns la dezacorduri și inamiciții. Cuza Vodă a fost sprijinit în politica sa reformatoare de Mihail Kogălniceanu, iar în diplomație de către Vasile Alecsandri și Costache Negri. Greșelile politice ale Domnului Unirii, acuzat de adversari și de imoralitate datorită legăturii cu Maria Obrenovici, au determinat în cele din urmă abdicarea sa forțată din februarie 1866. În privința legăturii sale amoroase, Cuza a fost iertat în primul rând de către soția sa, Elena Cuza, și a fost înțeles mai cu seamă de cei care au iubit măcar o dată în viață. Printre aceștia se afla Vasile Alecsandri și, bineînțeles, Costache Negri. Patriotismul și dezinteresul său, dăruirea și refuzul de a ocupa demnități, îl singularizează în istoria noastră. Cumva mâhnit și întristat, după abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza în anul 1866, Costache Negri a decis să se retragă din viața publică și s-a stabilit la Târgu Ocna. A trecut în eternitate în anul 1876 și este înhumat aici, lângă biserica mănăstirii Răducanu, a cărei avere trecuse în proprietatea statului român după reforma din anul 1863 a lui Cuza Vodă. În semn de prețuire pentru devotamentul lui Costache Negri față de persoana și personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza, văduva acestuia din urmă i-a adus un pios omagiu în anul 1877.